Ne-am întors aici la Duminica Eșic. V-am spus că ne întoarcem repede și ne-am ținut de promisiune să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii. Te rog, Cezu, să mai dai acolo un prim plan. Duminica Eșic o găsiți. Râd, sunt ca sâmbăreață și nu întâmplător. Spunea Cezu, pentru că purtam noi o discuție aici în platou înainte să intrăm în direct, că toată lumea îi spune Cezu, deși el se numește Claudiu, săracu, cameramanul nostru de acolo, și spunea nici mama nu mai știe să-mi spună Claudiu. Toată lumea Cezu, fetelor, Cezu, păi e nume frumos. Haideți să revenim și să-l lăsăm în pace, că i-am făcut destulă reclamă. E plătită reclama. Mai plătit să-ți faci reclamă, a? Ne întoarcem la premiile noastre, pentru că vreau să vă reamintesc de ele înainte să vă prezint următorul invitat, ca să aveți timp să sunați la 0371 020 000, număr de telefon cu tarif normal, îl vedeți și în partea de jos a ecranului, să vă înscrieți la extragerea la sorți. Avem așa în această duminică un voucher de 150 de lei la magazinul online de îmbrăcăminte tarafashion.ro, ca să vă faceți cumpărăturile acolo. Mai avem o bijuterie la alegere de pe jewelrybox.ro, vă puteți cumpăra un accesoriu la alegere de acolo, o ședință de masaj oferită de salonul Cochet Spa din Sebeș, da? Și avem două vouchere în valoare de 50 de ron fiecare la pizzeria Tortuga. Bun, le puteți câștiga acestea, dar și cele trei seturi de cosmetice oferite de 1001cosmetice.ro, partenerii noștri de la fiecare emisiune. Trei seturi de cosmetice frumos ambalate în punguțele roz pe care le vedeți tocmai acum în ecran, că acum mă vedeți pe mine, da? Acolo aveți trei seturi de cosmetice oferite de 1001cosmetice.ro. Ce mai avem nou în această emisiune? Un abonament pentru un an de zile. Un an de zile, atenție, vă vine revista Ioana acasă. Asta dacă sunați tot așa la 0371 020 000, număr de telefon cu tarif normal. Vreau să-i mulțumesc foarte mult Adinei Gheorghe, marketing manager la Burda România, pentru că e alături de noi la această emisiune. Mai avem un premiu, este vorba despre voucherul de 200 de lei oferit de superpantof.ro. Puteți câștiga un voucher de 200 de lei dacă vă înscrieți până duminica viitoare pe site-ul superpantof.ro, dacă vă faceți un cont, dacă puneți două produse în wishlist și introduceți codul concursului Alba TV. Nu e complicat așa cum pare, vă arătăm imediat și cum vă puteți înscrie și revenim. Haideți să vedem. Intră pe superpantofi.ro și fă-ți cont. Alege minim două produse în wishlist, mergi în secțiunea concurs și introdu codul. Poți câștiga un voucher de 200 de lei la fiecare extragere. Te așteptăm pe superpantofi.ro. E, uite, așa se face, simplu de tot, introduceți codul concursului Alba TV, legat, da? Alba TV legat este codul concursului, iar duminica viitoare pe 27 vedem pe cine mai facem fericit sau fericită cu 200 de lei, cu pantofiori frumoși sau ce vă doriți dumneavoastră, sandale, că o să intre marfă nouă pe site, vă spun eu ceva așa din culise, știu. Ei, a fost săptămâna în care s-a vorbit poate cel mai mult de Eminescu, întotdeauna în ianuarie se vorbește cel mai mult de Eminescu, nu că n-ar trebui să se vorbească tot anul despre Mihai Eminescu, dar așa se face, că în jurul datei de 15 ianuarie se vorbește mai mult decât de obicei. Un tânăr din Alba Iulia n-a lăsat să treacă neobservată această săptămână, pentru că a luat inițiativă și a și lansat o carte pentru Eminescu și în amintirea lui Mihai Eminescu. Despre ce carte este vorba și despre cum s-a desfășurat lansarea acestei cărți aflăm chiar de la el, de la Silviu Mihailă, pe care îl invit alături de noi. Bine ai venit! Bună ziua dumneavoastră, bine v-am găsit! Bine ai venit! Și telespectatorilor care... Uite, îți dau și un microfon ca să te auzi, te rog să iei un loc aici alături de noi. Ai venit și cu cartea, da? Da! Ioana M. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Bine mi-amintesc, nu? Da, Ioana M. Petrescu, citindu-l pe Eminescu, note, arhive, documente. Este un studiu de debut, un studiu de critică și istorie literară, care a apărut la începutul anului 2013 la editura Acon din Cluj-Napoca. E, uite, așa faci tu reclamă la editură, nu-i nimic, trecem cu vederea, da? Așa? Cu o prefață semnată de doamna profesoară, profesor universitar Ioana Bot. Am înțeles. Hai să vorbim puțin despre tine. Prima carte pe care
o lansezi, este, nu? Prima carte în calitate de autor unic și prima carte, prin urmare, și de critică și istorie literară. Critică și istorie literară. Cam de cât timp lucrezi la ea? Pentru că cu siguranță te-ai pregătit înainte și îți doreai foarte mult ca această lansare să fie marți. A fost marți în această săptămână, da? Mi-am amintit foarte bine, la ora 18. La ora 18. Vezi că știu și sunt informată. A avut loc lansarea. Te-ai pregătit înainte, îți doreai foarte mult această dată în luna ianuarie și atunci când toată lumea îl comemorează pe Mihai Eminescu. A fost o coincidență fericită, pentru că inițial eu nu mă gândisem că această lansare va avea loc chiar pe data de 15 ianuarie 2013. De ce? Posibilitatea de a publica această carte a venit la final de vară, la finele verii 2012, iar datorită faptului că a fost o toamnă rodnică și pentru editură, implicată în multe alte proiecte, apariția cărții pe care astăzi o prezint și aici la dumneavoastră s-a amânat, a venit începutul anului când într-adevăr am tras linie, știitura a spus că va apărea și atunci a fost o situație fericită pentru că se apropia și data de 15 ianuarie și... S-a potrivit la fix, vezi? Toate se întâmplă cu un rost în viața asta. Întotdeauna am spus că este așa și uite că se cam adeverește. Toate se întâmplă cu un rost, așa s-a întâmplat și la tine și cu această lansare a cărții. Te rog să mi-o dai puțin ca să o arătăm așa într-un prim plan la cadru, să o vadă și cei de acasă îndeaproape. Uite că acum văd și câteva cuvinte pe coperta de final a cărții. De la doamna Ioana Bo, de la Blăcrămioara Petrescu, Radu Vancu. Într-adevăr, volumul conține și un capitol separat de aprecieri critice. Sunt cadre universitare din țară și din străinătate, chiar renumiți profesori și critici literari pe care i-am cunoscut, alături de care am avut onoarea și prilejul să lucrez, să împărtășim idei și discuții literare. Ei s-au arătat deosebit de deschiși și de încântați de a citi manuscrisul meu înainte de a intra sub tipar și de a scrie câteva referințe critice, câteva aprecieri critice care se regăsesc atât pe manșetele volumului cât și pe coperta a patra și evident aceste aprecieri mult mai detaliate se regăsesc într-un capitol separat al studiului de față. Am înțeles. Poți să ne spui cât ai lucrat la o astfel de carte? Este o carte care, de fapt, la bază concentrează o lucrare de disertație. Este munca de cercetare pe care am întreprins-o pe parcursul la aproximativ 2 ani, 2008-2010, ani în care mă aflam masterand la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. O carte în care, cred, o carte construită aproape ca un proiect existențial. O carte de eminescologie, mai exact despre eminescologia Ioanei Petrescu. Ioana Petrescu a fost profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, decedată mult prea devreme, s-a născut în 1941 și a decedat în 1990. Este recunoscută drept unul dintre cei mai importanți eminescologi ai secolului trecut. Este fiica profesorului universitar Dimitrie Popovici de la aceeași facultate și soția reputatului critic și istoric literar Liviu Petrescu de la aceeași facultate, decedat și el. Foarte interesant la Ioana Petrescu, deși considerată eminescolog, deși are studii importante despre Eminescu, ea se considera în repetate rânduri poetician. Nu prefera eticheta de eminescolog, ci pe cea de poetician. De ce? Pentru că, spre deosebire de marea majoritate a oamenilor de cultură care îmbrățișează o asemenea etichetă de eminescolog, ei se părea una prea strâmtă, prea închisă și de cele mai multe ori ornamentală, dacă doriți, siropoasă, lemnoasă. Ea nu spune multe dacă ți-o însușești într-un mod gratuit și mai mult decât atât, la noi în cultura românească să fii cunoscut, știut ca și cercetător al lui Eminescu, de cele mai multe ori dă bine și atât. Ea își înscrie de fapt studiile, considerându-se poetician, într-o arie de cercetare mai largă, scriind
și despre Eminescu, ea de fapt studiază istoria ideilor, istoria mentalităților și așa mai departe, soluțiile criticii postructuraliste. Puțin știu că de fapt Ioana M. Petrescu este primul critic literar de la noi din țară care aduce în perimetrul, în spațiul culturii românești, teorii, idei filozofice despre deconstructivism, despre poststructuralism. Ea îl citește pe Derrida, îl citește pe și pe alți gânditori care aparțin acestei mișcări de o mare însemnătate în spațiul european, când încă lucrurile erau aici ținute sub un sistem interzis și așa mai departe. Te ascult și te privesc și stau și mă gândesc că ai putea vorbi poate ore în șir despre Ioana M. Petrescu, atât de bine ești documentat. Asta, într-adevăr, așa este, o spun cu modestie, pentru că despre Ioana M. Petrescu s-ar putea vorbi un timp îndelugat. Ioana M. Petrescu este într-adevăr unul dintre scriitorii matriciali, unul dintre figurile preeminente, una dintre figurile remarcabile ale culturii românești. De multe ori se cunosc încă prea puțin despre acest om de cultură, însă filologia clujană duce mai departe tot ce înseamnă nu doar, să spun așa, testamentul literar al Ioanei M. Petrescu, ci chiar cel al unei întregi tradiții perpetuate la filologia din Cluj-Napoca. Spune-mi, te rog, care a fost impactul, care a fost feedback-ul în urma lansării acestei cărți? Cum simți tu? Prea multe încă nu mă pot pronunța, sunt încă sub impresia unei emoții puternice, personale. Ce am reușit să îmi dau seama din cei apropiați, profesori, colegi, prieteni, și în funcție de ceea ce am citit în presa locală, ecourile evident m-au bucurat și în același timp m-au motivat de a lucra mult mai serios și mai serios în viitor. Să înțeleg, apropo de viitor, că sunt planuri? Domeniul meu de interes este perioada romantică, cu precădere Eminescu și nu numai Eminescu. Momentan lucrez la o altă lucrare, este de fapt o teză de doctorat în curs de cristalizare despre o altă figură importantă a culturii românești, un studiu monografic pe Zoe Dumitrescu Bușulenga, care a fost academician, profesor universitar la Facultatea de Litere din București, a îndeplinit și numeroase funcții de conducere, de exemplu la Academia din România din Roma și așa mai departe. Mă bucură însă faptul că am reușit să scot un studiu despre Ioana M. Petrescu, pentru că pot afirma într-adevăr, cu sinceritate, că m-am format sub această influență a doi oameni importanți. Pe de o parte este vorba de Zoe Dumitrescu Bușulenga, iar pe cealaltă parte ideile exprimate de Ioana M. Petrescu în studiile sale despre Eminescu și nu numai. Am înțeles. Spune-mi, te rog, Silviu, pentru că te văd foarte dedicat documentării, perfecționării din punct de vedere educativ, pentru că sunt convinsă că tu citești foarte mult, se vede asta și din felul în care vorbești. Mai ai și timp liber, ai și hobby-uri, pentru că sunt convinsă că mulți dintre tinerii care te urmăresc și te ascultă acum, care poate n-au mai deschis o carte din copilărie, de când le cerea doamna învățătoare obligatoriu la școală, probabil multora li se pare ciudat tot ceea ce faci tu. Mai ai timp și de altfel de lucruri? E drept că de multe ori simt că nu mi-ajunge timpul pentru tot ceea ce îmi doresc să împlinesc, chiar și din punct de vedere profesional sau literar. E drept că am un an mai dificil, un an mai greu, însă eu cred că atât timp cât faci cu pasiune și faci ceea ce îți place, timp se găsește. De pildă îmi găsesc timp, chiar dacă am o zi plină, să patinez. Îmi place să patinez și sunt tare încântat că anul acesta beneficiem de un patinoar adevărat în Alba Iulia. Să profiți din plin, se cam închide pe la jumătatea lunii februarie, deci să ții minte. Seara ies la un ceai, îmi place foarte mult ceaiul la anotimpul rece și îmi place să încerc toate tipurile de ceai, cât mai multe tipuri de ceai. Am înțeles. Deci ai și tu timp și pentru alte activități, nu doar... Deci cea mai mare preocupare a ta asta este în prezent. Da, și mai ales în acești ani, consider că toate trebuie făcute la timpul lor și exact...
anumite, în momentul de față, pentru mine aceasta este o prioritate, deși cred că, așa cum spuneam și cu alte ocazii, în anumite intervenții ale mele în diverse reviste literare, nu cred că mă voi despărți vreodată de literatură, de cultură, de actul de a scrie, pentru că până la urmă pentru mine este un mod în care eu mă văd, mă regăsesc, este o modalitate care îmi oferă un contrabalans la tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, care pentru fiecare, evident, este și cu momente mai dificile de parcurs. Și mai dificile și mai frumoase, asta ni se întâmplă tuturor, din păcate. N-avem parte doar de momente frumoase. Important e să treci întotdeauna, știi, și peste clipele grele de muncă, să treci. Literatura este un prieten bun, este un prieten de nădejde, sincer, devotat, pentru a trece peste astfel de clipe. Sunt convins că pentru foarte mulți dintre telespectatori. Ce dorești tu pentru tine, pentru viitor? Să fie așa un Silviu Mihăilă, să fie pe buzele tuturor? Nu-mi doresc. Așa cum spuneam și la lansare, îmi doresc să fiu citit și să fiu înțeles. Cred că dacă eu scriu, acesta este scopul pe care îl urmăresc, acela de a mă face înțeles și de a fi citit. Foarte interesant că Ioana M. Petrescu spune un lucru asemănător în jurnal, jurnalul care a apărut, din păcate, postum, adică după moartea autoarei, în anul 2005, și unde autoarea mărturisește, în urma unui studiu publicat despre Eminescu, celebru în critica și în cultura românească, Eminescu, modele cosmologice și viziune poetică, studiu pentru care a primit premiul Academiei Române, atenție, și autoarea mărturisește în jurnal, la un moment dat, premiul Academiei, un vax. De parcă te citește cineva când te premiază. Și eu asta îmi doresc, să fiu citită și să mă pot face înțeleasă. Mi se pare un lucru incredibil de modestie, de smerenie pentru un om de cultură de talia Ioana M. Petrescu, care, iată, formulează o astfel de idee atât de profundă. Înțeles. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că ne-ai împărtășit din experiența ta. Mult succes! Eu îți doresc din suflet ca numele de Silviu Mihăilă să devină așa cunoscut. De ce nu? Poate peste câțiva ani elevii la școală să învețe și să se documenteze chiar din cărțile tale. Mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră, mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit. Le mulțumesc și eu și le spun să nu se miște din fața micilor ecrane, pentru că vin cu o mare surpriză. Despre ce e vorba, vedem imediat.